Descrieți nunta în 3 cuvinte. Magic. A fost frumos. Fantastic. Ați reface încă o dată? Da. Acum, da. Ați schimbat ceva? Câteva. Câteva chestii. Detalii, da. Mici detalii. De exemplu, fotograful? Nu, în niciun caz. Unde l-ați cunoscut pe Fabian și în ce situație? L-am cunoscut acum 2 ani, la nunta cumetrilor noștri. Nu ne gândeam pe atunci că o să facem nunta, dar de atunci am spus că dacă o să avem nevoie să facem nuntă sau botez sau orice altceva, ar fi el. De ce? Pentru cum colaborează cu oamenii. Pentru cum face fiecare invitat să se simtă. Pentru că vorbește cu toată lumea, dă atenție la toată lumea. Pe mine, cel puțin, lucrul ăsta în calitate de invitat m-a încântat enorm. Și am decis să fie lângă noi. Și la botez și la nuntă. Și la nuntă. Ai recomandat și altora Fabian și echipa? Da. Da. Vă mulțumim. Din punctul meu de vedere, nu sunt doar simpli fotografi, sunt și prieteni, oameni de viață, oameni de glumă, oameni minunați. Iar eu, pentru că te fac să te simți în largul tău, atunci când ești posămărât și nu vrei să râzi, ți ridică moralul și îți spune hai, capul sus, zâmbește, și pentru că sunt profesioniști. Mulțumim pentru tot. Descrie-l pe Fabian sau echipa, ce vreți voi, în 3 cuvinte. Vă ajut. Îmbufnat, încruntat, nu ascultă pe nimeni niciodată, face numai ce vrea el, dar să fie pe bune. Inventiv, prietenos și profesionist. Pentru mine sociabil cu toată lumea din nuntă, foarte atent cu toată lumea din nuntă, nu numai cu noi ca și miri, și un om minunat. Bine, să vă pup. Hai să vă pup. Pentru mine asta ești. O să păstrez filmat asta. Da. Nu a rămas. Hai să vă mai întreb. Care este fotografia care vă place cel mai mult? Mie mi-a plăcut sincer poza aia de grup. Cu nașii, domnișoarele, cavalerii. Deci poza aia în care am fost cu toții. De la mare, poza aia în care noi stăm cu spatele și privim marea, practic. Pentru mine, cea care mă uit la el și aștept să-l sărut. Care este primul lucru care îți vine în minte când te gândești la nunta ta? Ședința foto. Dansul mirilor. Ce ați vrut fotograf din Italia în România? Pentru că l-am avut la botez și a făcut un lucru minunat și ne l-am dorit lângă noi. Cât de des vă uitați la album, fotografii și la video? La album chiar acum vreo 2 săptămâni l-am răsfoit din nou. Și la video de câte ori avem ocazia și este cineva pe la noi.
eliberăm aici. Tiroase. Voi. Dai, nevale. Rizu mai Mamma mia, sono belle.